La evenimentul pe care astăzi îl desfășurăm la Dărmănești, sub cupola Federației Române de Sport Columbofil, salut toți iubitorii de sport columbofil din România, prezenți aici. Suntem onorați de prezența domnului președinte, a secretarului general, a unui număr mare de iubitori. Am văzut și o expoziție foarte frumoasă. Sper să fie o reușită la Dărmănești și sper în continuare Dărmăneștiul să rămână pe harta de profil un reper. Domnule președinte, vă rog. Mulțumesc, bună dimineața. Iată că am ajuns și aici la Dărmănești. Mulțumim domnului primar și gazdelor noastre, domnilor de la Clubul Nemira Dărmănești, pentru susținerea și organizarea acestei expoziții naționale a Federației Române de Sport Columbofil. Este o expoziție mică, dar inimoasă. Încă este dimineață, lumea poate vine mai îndată în numără cât mai mare. Porumbeii sunt așezați pe boxele lor, fiecare de pe categoriilor, cu fișe, cu expoziții și așa mai departe. Mă gândesc să fie o expoziție frumoasă în aceste două zile, să fie vizitată de cei care au plăcerea să vadă în aripatele și rezultatele care le-am obținut în cursul anului sportiv Columbofil 2021. L-a ținut și cu noi pandemia și toate astea că a scăzut în zonă la dumneavoastră. Am înțeles că e sub 1 la mie COVID, bolnăvirile și așa mai departe. Dar vedeți că se poate face, se poate realiza, inclusiv și în luna martie, o expoziție columbofilă, cu toate că noi obișnuim să le facem în lunii decembrie, ianuarie, februarie, cel târziu. Am înțeles acest mesaj și am făcut-o în luna martie, dar sper să fie o treabă bună și o reușită și mulțumim din suflet tuturor celor care participă la această ediție a acestei expoziții. Domnul secretar general, dacă vreți. Da, vreau în primul rând să salut toți participanții veniți la această expoziție, să mulțumesc încă o dată domnului primar pentru punerea la dispoziție a tuturor celor necesare pentru desfășurarea acestui eveniment. Salut toată lumea, este ok dispoziția la Dărmănești și primirea este caldă. Invităm încă o dată toți participanții să vizioneze, toți porumbeii care și-au desfășurat competițiile în cadrul Federației Române de Sport Columbofil și care în seara aceasta urmează să fie premiați la nivel național, aici la Dărmănești, unde atmosfera este foarte caldă și foarte frumoasă. Încă o dată, domnul primar, mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Și vă promitem că Nemira Dărmănești va rămâne un punct cheie, un punct care tot timpul vom ține cont de acest sprijin și de tot ce este necesar pentru a desfășura acest sport frumos, care în România încet, încet o să devină din ce în ce mai puternic. Mulțumesc și eu. Vreau să felicit încă o dată acest grup de iubitori, de zburătoare, cum a spus dumneavoastră, de la Dărmănești, pentru că sunt niște oameni inimoși, s-au luptat foarte mult, au venit cu propunerea de a organiza la Dărmănești, îi susținem în măsura putințelor noastre și sper ca în cadrul asociației să văd așa în timp o creștere. Se fac zboruri de la baza sportivă, da? Era să zic de la Baiconur, de Dărmănești. Țineți-o tot așa, pentru că iubim sportul, iubim animalele, dorim să cumva să dezvoltăm toate ramurile și să susținem toți iubitorii, indiferent de pasiune. Și de ce nu, la anul sau peste 2 sau 3 ani, să fim undeva mult mai sus decât suntem astăzi. Invit cetățenii iubitorii din Dărmănești și nu numai să participe astăzi și mâine la această manifestare. Veți vedea aici lucruri inedite, veți vedea campioni, așa cum spunea domnul președinte și domnul secretar, și, de ce nu, și diseară la festivitatea de premiere. Succes tuturor! Mulțumim! Oameni de valoare în Dărmănești. Mulțumesc. Iubitorii acestui sport, se pare că și-au dat adunare aici la Dărmănești. Da, bună dimineața, mulțumim gazdelor, în special domnului primar al Dărmăneștiului, care a avut amabilitatea să ne susțină prin a ne pune la dispoziție sala de sport a
școlii generale numărul 2 din localitate. După cum vedeți, standurile sunt amenajate de aseară, băieți au lucrat, porumbeii sunt puși fiecare pe categorii de distanțe, cum au zburat. Sunt campionii Federației Române de Sport Columbofil, care au obținut rezultate remarcabile în campionatul național sportiv din 2021. De regulă, primăvara, vara și chiar toamna, concursurile columbofile sunt întâi, atât cu maturii cât și cu tineretul și puii, după care, în perioada de iarnă, începem cu expozițiile. Ne rămâne să ne mândrim cu campionii noștri, să-i premiem pe cei mai buni și să dăm laurii necesare celor care merită. Încă o dată mulțumim pentru ajutorul acordat să ne aflăm aici, cu toate impedimentele, cu toate... De unde ați venit? Personal sunt din Rădăuți, județul Suceava, sunt președintele Federației Române de Sport Columbofil, dar am ținut să marcăm acest moment și să facem această expoziție cu toate greutățile și vicisitudinile vieții și vedeți și dumneavoastră cum stăm la ora actuală, dar este ok, este o zi frumoasă, un pic înnorat afară, dar sper că să ne atingem scopul. Avem și o tombolă columbofilă pentru începători care vor să participe, să extragem un bilet de 2-3 câți porumbei am adus la tombolă, să primească fiecare câte unul. Și în rest, o festivitate frumoasă de premiere au amenajat băieții dumneavoastră de aici, din localitate, la o pensiune, la un salon undeva, nu știu exact unde, dar o să vedem unde anume, unde o să decernăm trofeele pentru cei mai buni sportivi ai anului, urmând să ne despărțim prieteni, prietenești, să ne strângem mâinile și să începem concursurile, începând cu luna mai. A afectat pandemia de COVID, să zicem, acest sport? În mare parte nu, deoarece noi ne-am desfășurat competițiile sportive într-o perioadă în care pandemia era la cote minime. Acum bănuim că se vor retrage toate restricțiile pandemice. O să ne continuăm sportul în continuare, o să desfășurăm competiții sportive. Vreau pe această cale, mă numesc Stan Marian, sunt secretarul general al Federației Române de Sport Columbofil, vreau pe această cale să mulțumesc clubului Nemira Dărmănești și domnului primar pentru implicarea în desfășurarea acestui eveniment, așa cum a precizat și domnul președinte. Este un eveniment care îl desfășurăm anual. Expoziția Națională a Federației Române de Sport Columbofil se desfășoară anual. Am stabilit să o facem la Dărmănești pentru că este un club în creștere și chiar avem foarte mulți crescători care au început să participe în campionatul Federației Române de Sport Columbofil. Ne bucurăm că suntem împreună cu dumneavoastră aici. Este o zi în care pentru noi este un eveniment. Ținem să precizăm că de data aceasta sunt porumbei mai puțin participanți în cadrul expoziției, deoarece s-a desfășurat acest eveniment mai târziu, dar totodată sperăm să iasă bine și totul să fie frumos și invităm la festivitate atât pe dumneavoastră cât și pe domnul primar diseară pentru decernarea trofeelor din cadrul Federației Române de Sport Columbofil. Dumneavoastră, de unde ați venit? Am venit din zona Prahovei, mai precis de lângă Ploiești, de la Brazi. Întotdeauna la aceste evenimente columbofilii se adună din toate colțurile țării. Este un loc de prietenie, un loc de pănat amintiri și de schimbat experiență în cadrul acestui sport. Domnule primar, iată că multă lume, foarte mulți participați din țară, sunt astăzi prezenți la Dărmănești. Aș vrea în primul rând să salut pe toți iubitorii columbofil din România și să salut prezența președintelui și a secretarului general a Federației Române de Sport Columbofil la Dărmănești. Da, sunt foarte mulți iubitori de porumbei, așa cum spunem noi, iubitori de sport columbofil. Mă bucur tare mult că Dărmăneștiul a devenit un pol regional, să zic așa, acestor manifestări. Mă bucur că la Dărmănești sunt iubitori de sport columbofil. Eu cred că este o creștere față de anii anteriori. M-am întâlnit în nenumărate rânduri cu reprezentanții Asociației Nemira și îl salut aici pe Titi Ciurlică și toți cei care sunt din zonă. Cu ani în urmă ne-am hotărât să-i susținem și financiar atât cât putem noi, pentru că e un sport, așa cum spuneam, care trezește sentimente. Sper ca Dărmăneștiul să rămână pe harta activităților de acest gen și în anii ce vin. Așa cum spunea și domnul președinte, trebuia să fie făcută această manifestare un pic mai devreme, dar datorită condițiilor pandemice
ne bucurăm că am reușit să o organizăm și acum. Tuturor celor care au venit din țară, un salut de prietenie. Iubiți în continuare porumbei, pentru că e un sport tare frumos. Bună ziua! Bine ați venit la expoziția națională a Ferisipie Ulel în orașul Dermănești. O expoziție micuță, dar pe picioare mari, cu porumbei superbi, cu porumbei care au muncit de-a lungul timpului. Porumbei tineret, maturi, avem viteză pui, avem as tineretul, campion național, deci după cum se vede, sunt porumbei, ca să participe la o expoziție, dacă o să vă uitați pe fișele, trebuie să îndeplinească anumite condiții să realizeze. Unde anume? Haideți să ne uităm împreună. Deci dacă vă uitați aici la categoria azi pe tineret, deci punctajul este de 408, în expoziție este locul 3 și locul național e locul 6. Deci acest porumbel, ca să îndeplinească locul în expoziție, deci locul național, locul 6, dacă vă uitați aici, deci este locul de lansare, este Slobozia, Dumbrăveni, Siret, deci este toate etapele, aceasta este data, ăsta este locul, deci ăsta, porumbelul ăsta a fost locul 1, locul 3, locul 5, 7, 3, 21, deci a trebuit să îndeplinească o anumită categorie de etape, se poate să fie locul 3 în expoziția, în expoziția națională. Cât de tânăr e sau cât de pui e? Deci el e, anul competițional l-a jucat în 2021 și anul nașterii a porumbelului este 2020. Deci nu este chiar matur. Deci el a fost, cum zicem noi, la sportul columbofil, au fost iar link anul trecut. Tineret. Abia tineret, exact. Anul ăsta, dacă dă Dumnezeu și ne lasă pandemia și prădătorii și pandemia și ce se mai aude, va zbura ca matur. Deci zboară ca matur în sportul nostru columbofil. Se întâmplă ca un porumbel valoros să-l pierdeți într-o competiție? Da, chiar de aici, de la noi din zonă, avem locul 4 național la AS Maraton, Pașcu Dragoș, am avut două femele, locul 3 și locul 4 național, care trebuia să vină cu ele în expoziție și aseară ne-au anunțat că una din femele i-a luat o uliu. Deci se poate, știți cum e. Porumbelul e a nostru atâta timp cât îl ținem în cușcă, e a nostru. În momentul când ne-am dat drumul afară, este liber. Este liber și prădătorul este pe el. Pentru că la noi în zonă este o zonă muntoasă, deci unde extraordinar de multe răbitoare sunt. Este uliu porumbar, avem șoim, care ne triază porumbei extraordinar de mult. Deci, cu alte cuvinte, se poate munci o perioadă lungă de timp să obții un campion și într-o fracțiune de secundă să-l pierzi. Da, se poate întâmpla ca în orice sport. Vă dați seama că în orice sport se poate întâmpla orice. Dar un porumbel cu o valoare extraordinar de mare, în momentul când au făcut rezultate, în general nu îl mai ducem la zboruri. Îl ținem pentru reproducție. Da. Am înțeles. Cum vine și ultima întrebare și cu asta vă las. Cum recunoaște totuși porumbelul să vină acasă? Studii se fac extraordinar de multe, cred că de când e columbofilia. Cred că ceva exact nu există. Mulți se spune, ai o bună busolă? Da, deci mulți spune că vine după undii magnetice, mulți zice că se orientează după soare, după capacitățile porumbelului. Deci acum ceva concret nu cred că există. Porumbei noastre știu să vă găsească? Da, cred că ei sunt mai inteligenți decât mine, de multe ori. Deci este extraordinar de inteligență, pentru că noi de multe ori mai greșim. Da, dar ei nu îl greșesc. Sau ne înșală GPS-ul. Da, pe noi ne mai nimerim și în alte părți, dar pe ei nu. Deci ei garantat nu. Deci ei vin acasă 100%. Dar ține foarte mult de creșterea porumbelului, de iubirea porumbelului, pentru că porumbelul simte iubirea stăpânului ca și un animal, ca și câinele, pisica. Deci simte. În momentul când porumbelul vine doar motivat în sensul că se poate pune un ou, se poate pune un pui, dar și motivația iubirii față de stăpânul său. Deci asta e o motivație extraordinară. În momentul când porumbelul se atașează de tine ca și proprietar, ca și stăpâna lui, ca și prieten, ca și prieten,
nu mai trebuie motivat atât de mult cu un pui sau cu un ou. Pentru că pe el îl motivez ca și prieten, ca și îngrijitor, ca și, deci îi ofer ceea ce el are nevoie și asta contează extraordinar de mult pentru ei. Deci pentru porumbei contează extraordinar de mult atașamentul față de el, pentru că nu putem să ne ducem în cotez la porumbei, să luăm haragul și să-i luăm la bătaie, când nu mai vin a doua zi. Deci în momentul când le dăm drumul, nu mai vin. Deci ei simt nevoia de dragoste, de iubire, ceea ce pe ei îi afectează. Deci el se atașează de persoana respectivă. Mi-a dat cineva un porumbel, l-am cumpărat de la el și după 5 ani de zile a venit la mine și când l-a strigat pe nume, chiar pot să-i spun numele, Tibi Chemiveș, când l-a strigat pe nume, că avea nume porumbelul, a plecat din cușcă și a ieșit afară în volier și s-a uitat. Deci i-a recunoscut glasul crescătorului. Deci după 5 ani de zile a ieșit afară și s-a uitat să vadă. Deci e un lucru extraordinar. Poate noi ca oameni de multe ori uităm cel care ne face bine, porumbeinul.